How many to zero? Zero, zero. Maschează un pic serviciul chinezoaica. Aruncă mingea foarte sus, dar se duce cu corpul spre ea pentru a ascunde un pic modalitatea cu care, în care mingea ia contact cu paleta. Două servicii teribile ale chinezoaicei. Punct important. Trebuie să rămână în meci. Foarte bună mișcarea la masa lui Benisech. Foarte activă. Și nu cedează. Asta e cel mai important lucru. Deși are în fața sa o adversară de top. Ah, de data aceasta. A improvizat. O minge la care s-a apărat un pic prea plat. Din nou, retur excelent. O minge tăiată în colțul opus, care a deplasat-o mult din colțul rever pe adversara sa, obligând-o să greșească. Bravo, Bernie! Superb acest top fin! Excelent atacul, în mare forță. Joacă cu multă dezinvoltură, chiar dacă are 18 ani. O jucătoare de bază națională a României. Priviți-o în acțiune, cu câtă forță. Un top spin cu zvâc, cum se spune. Nu face niciodată pasul în spate, asta este important. Pentru Berdy, iată-o, din nou în joc. Din nou foarte atentă, dominându-și adversara. Ah, păcat, păcat de acest top spin atacat cu paleta mult prea deschisă. 4-4. Bravo, Benny! Superbă diagonală în colțul rever al adversarei. Este o jucătoare, adversara sa cu priză toc, folosește aproape de... nu folosește reverul decât foarte puțin și încearcă să acopere acea zonă și să lovească doar din forehand. Bine, inițiază acolo. Acolo e o pâine de mâncat pentru Benny Seci. Ambițioasa noastră jucătoare. Un serviciu bine executat, lung, cu mult efect lateral. Un serviciu cu efecte combinate. Foarte bine, foarte bine. O blochează acolo în colțul rever pe adversara sa. Foarte bine a împins acea minge. Și iată-o și de data aceasta, plimbându-și extraordinar adversara în jurul mesei, obligându-o să greșească. O jucătoare care a crescut enorm ca valoare alături de Samara și Dodean. Ah, păcat, păcat, gândise bine combinația de lovituri, diagonal topspin cu diagonal în linie. A văzut bine zona neacoperită de adversara sa. Egalitate la 7. Nu, 7-6, îmi cer scuze. Bine, Benny, bravo, bravo, din nou, excelent, a găsit unghiul potrivit. Își construiește bine punctul.
Iată-l în imagine, plan depărtat și pe fratele ei în picioare. O mige salvată. Superbă revenire, punct extraordinar făcut de Berniseci, 9-6. Senzațional s-a apărat, a reușit să scoată o minge de sub masă, priviți ce execuție, o execuție aproape imposibilă, a reușit să revină, să scoată și o minge pe care a venit cu fileul, superb a jucat acest schimb, un punct de moral, un serviciu Tomahawk, păcat, continuarea lăsat de dorit. 9-7. Cu mult curaj, cu multă ambiție, cu multă determinare. A reușit să scoată din ritmul de joc pe adversara sa, Shan Xiaona. I-a intrat bine serviciul chinezul aici. Răspunsul lui Benny a fost înalt și prea lung și imediat a venit atacul pe mingea a treia. 9-8. Acum e momentul ca Benny să câștige punctul. Păcat, 9-9, însă va avea două servicii. Trebuie să profite de ele. Tactic nu a jucat rău acest schimb. Nu are nimic de pierdut. Minge de set pentru chinezoaică. Preluare prea largă. Trebuie să încerce să nu mai întoarcă mingea în paleta adversarii. Să o miște puțin din acel colț rever. Bine, Benny, bine! Egalitate la 10, minge de set salvată de Benny Seci. Răsuflăm ușurați. Din umăr a întors acea lovitură. Un pic cam neortodox, dar până la urmă este punct. Intrăm în prelungirile setului 3. Din nou o partidă maraton. Vă reamintesc că este finala campionatului european. România-Germania, o Germanie care are 4 chinezoaice în lot și o antrenoare din China. Iată, 11-10, minge de set pentru Benny, un serviciu teribil. Ce bine a simțit acest serviciu, ce bine a intrat. Emoții mari pentru Viorel Filimon. Bine, Benny, bravo, 12-10 și 2-1 pentru România. Incredibil a jucat Benny Seci până acum, incredibil ce meci face în fața unei jucătoare care este pe locul 35 mondial. Vă reamintiți, Benny Seci, 116 în ierarhia mondială, dar o jucătoare care a scris istorie în tenisul de masă juvenil în Europa. 13 medalii la europene de junior și cadențe care 11 de aur. La nivel juvenil, doar Samsonov o mai depășește cu 13 medalii de aur.